Doamnelor și domnilor, bună ziua! După toate cum știți, s-a început o bătălie crâncenă. Și îi îndemn pe fiecare ca, mergând la alegeri, să cântărească foarte bine pentru cine își dă votul, să se ducă cu mintea lucidă și să aleagă și să dea votul pentru acea persoană pentru care el consideră că nu va regreta. Astăzi eu nu vreau să vorbesc de politică, nu vreau să vorbesc de Dodon, nu vreau să vorbesc de alte persoane, fiindcă din alt punct de vedere psihologic, eu îl înțeleg destul de bine pe Dodon, în ce situație el a nimerit, că e criticat din toate părțile și vai și amar de capul lui. Astăzi eu am să vă citesc o baladă pe care am scris-o, pe care am scris-o câteva luni în urmă, probabil prin noiembrie, nu, probabil prin ianuarie anul acesta, poate februarie. Și aș vrea să vă citesc acum, înainte de alegeri, fiindcă eu cred că și dumneavoastră tot știți destul de bine cine sunt socialiștii, cine e Șor și cine e Dodon. Și iată că aceste trei personaje eu le-am scris în balada pe care eu am scris-o. Balada se numește Balada lui Igor Dodon Trădătorul. O legendă veche spune că a fost cândva pe lume, căci dacă nu se auzea, de ea lumea nu vorbea. Că a fost un împărat hapsân lacom îngânfat, hapsân lacom cum era, de-al său popor joc își bătea, și pe el încă îl fura. Îl fura și îl amăgea, spunând că nu-i ajungea, însă nimeni nu-l credea. Era lacom, mincinos, vorbele spunea pe dos, chiar și acei ce îl slujeau, și ei mincinoși erau și de el frică aveau. Era laș și trădător că și-a urât pe-al său popor. Dar iată că într-o bună zi
O veste proastă se răspândi și poporul o auzi. Și era un văiet mare de se auzi peste hotare și împărăție se vorbea de la popor, cum el fura și de la alții cum bani lua. Sărac poporul chinuit, chinuit și necăjit și de soartă pedepsit, mai tare l-a însărăcit. L-a însărăcit și l-a furat, apoi și țara și-a trădat. Și s-a dus și s-a închinat la rus poporul care mi-a răpus, poporul ce mi-a jefuit și pe oameni i-a învrăjbit și pământul i-a împărțit. Și limba să ne o schimonisească, iar poporul să vorbească pe cea moldovenească, ba chiar și pe cea rusească, pe rus, ca să nu-l jignească, că s-a urât frate cu soră, că nu mai pot să stea de vorbă, de s-a urât frate cu frate, de că nu mai știu cine are dreptate. Dușmanilor li se închina, iar lor frate le spunea, dușmanii frate era și îi în limba lor vorbea, iar poporului zicea, ei-l-ni fratele mai mare, lui să-i dăm noi ascultare. În cap lui Igor ce i-a venit? Cu alții doi s-a sfătuit. Țara de mi-au jefuit și apoi după ce au furat, au luat și au fugit. Vladimir era vicălean. Nu știu cu cine era neam. Ilanșor era evreu. Nu era din neamul meu. Venea din țara de la Rus, poporul care mi-a răpus. Aceștia doi s-au sfătuit, țara de mi-au jefuit, și cu Igor s-au împărțit, iar cei doi s-au împăcat ca să-l pune ca împărat pe Igor că-i mai prostănac, că e lacom și hapsân, dar el nu-i bun ca stăpân și că vrea să-și facă avere cu banii care n-au putere. Poporul nu l-a mai răbdat. Cu toți de mână s-a luat și împreună s-au răsculat. De împărat pe împărat l-au detronat și din țară l-au alungat. Iar Igor tare s-a scârbit și din țară a fugit. Pe la dușmani s-a rătăcit, la dușmani s-a închinat și la ei tot s-a rugat și din țara și în fața lor a îngenunchiat. Și pe el ca să-l primească, să-l miluiască și în țara lor ca să-l primească. Iar Igor, ca să nu mai vină, poporul s-a luat de mână
Și a ales el o regină ce nu poartă nicio vină. Și în țară să domnească țara ca să o conducă și să nu fie vândută omului de la apus, care toți îi spun că e rus, că el tare-i e viclean și a poporului dușman. Mama lui mereu vorbea, la icoane se ruga, din ochi lacrimi îi curgea, lacrimile erau amare, pe obraji curgeau păraie. Multe lacrimi a vărsat de când te-ai dus și m-ai lăsat. De ce dușmanii i-ai ascultat și poporul ți-ai trădat? Măi, băiete, dragul mamei, nu te lega cu dușmanii, ți-ajunge și nu mai fura. Și ai grijă de țara ta, nu te lega cu dușmanii, că nu o să ți mai ajungă banii. Tu acum ești prin străini și dușmanii îți sunt stăpâni vecini. În țara în care acum trăiești e îngrădită cu spini boierești. Măi, băiete, dragul mamei, de ce te-ai luat cu dușmanii? Ei sunt stăpâni în țara lor și tare-mi e de tine dor. Măi, băiete, nu uita, fii stăpân în casa ta, n-asculta pe cei străini, că la suflet sunt păgâni, unde capul ți-ai vărât, neamul tău de l-ai urât. Nu-și găsește mama locul, blestemat fie norodul, dacă l-ar mânca norocul pe cei ce te-au alungat, iar tu pe mine m-ai lăsat și de mine ai uitat. De nimeni el n-a ascultat. Pentru bani la rus s-a dat, rusului barbarului, rusului dușmanului. Igor nu a mai venit. Pe la dușmani s-a rătăcit și în pământul rusului acum zace trupul lui. Igor zace și suspină și în țară ar vrea să vină. Sufletul se văicăra. Locul nu-și mai găsea. De tot ceea ce a făcut, că și țara și-a vândut, și un mare a făcut păcat, că poporul și-a trădat și nu poate fi iertat. Aceasta este balada lui Igor Dodon, Trădătorul, scrisă de mine în ianuarie-februarie. Dacă v-a plăcut, distribuiți-o și la alte persoane. Poate că și altora o să le placă. Eu aici mi-au rămas bun de la voi. Vă doresc tuturor sănătate, aveți grijă de voi și iubiți-vă poporul, iubiți-vă limba, tradiția și iubiți-vă neamul. Sănătate vă doresc!